Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. S-a făcut ora să plec la servici. De data aceasta cu tot în altă parte, o să vedeți unde mai exact. O să intru acum de la ora 19 până dimineață la ora 7. O să o luăm pe scurtătură, în ghilimele, pe scurtătură. O să mă duc de data aceasta la servici la transport public Bacău. O să postez mâine videoclipul pe canal. Nu știu când o să fie exact, mai exact data, că mai am alte videourile, alte videoclipuri de făcut, alte vloguri. Era? O să o luăm pe aici pe scurtătură. E bun că mi-am luat Samsung-ul la mini ca să pot să fac un vlog mai ca lumea. Opa, dâmburile astea mă enervează. Oricum e de vreme, dar ajung până la fără un sfert. Data trecută am ajuns de vreme, dar nu contează. E mai bine să ajungi mai devreme decât mai târziu. Să vă arăt, o să vă arăt acușa mai exact unde, dar nu ră. Da, abia am plecat de acasă. Avem o noapte lungă și furtunoasă. Glumesc, nu e furtunoasă, dar na, fiecare cu meseria lui. Am fost și șofer și am văzut ce n-am făcut. Bine, nici nu în vârstă, am 31 de ani, mai am multă experiență de învățat. Mulți oameni judecă că vai de mine, ești pe colo, că faci pe colo, că dreci pe colo, dar orice experiență e binevenită. Lăsăm ușor că oameni pe aici pe stradă. Ați mă vedeți și pe mine? Da, mulți oameni comentează, dau cu hate că bă, ești sărac, bă, că ești pe colo, că faci pe colo. Da, frate, fiecare poate face cum poate, are serviciu cum poate. Sunt unii care lucrează pe șantier, câștigă mai mulți, dar nu e vorba de că ești puturos, că nu vreau. Am muncit și pe șantier și pe unii n-am muncit. V-am spus, am fost ca și șost livrator la o firmă de curierat. Dacă timp. Na, meseria mea de bază e mecanic auto, dar eu nu am răbdare să stau să șmelțuiesc, să repar. Nu că nu am habar, bineînțeles, n-am experiența asta, nu înseamnă că dacă am diplomă de mecanic auto sau îs mecanic auto, înseamnă că gata, de acum îs marele baștan sau cunosc foarte bine. Cunosc foarte bine meserii, dar în principiu nu am răbdare, eu sunt om care nu am răbdare. De-a, vă dau cu camera din spate ca să vedeți încotro merg. Nu știu dacă o să vă intereseze, dar cam astea-s vlogurile care le fac eu momentan. Deocamdată aici e cartierul unde am locuit eu mai de mult. Aici era cândva fabrica Letea, o fost, nu mai este, era, bine spus. Aici în față unii sunt porțile alea pe unii omul ăla, nu știu dacă îl vedeți. Ce-a făcut aia? O turna beton acolo? Da, o să mă duc pe aici pe la ștrand, pe la Letea. Cobor că trebuie să ajung la transport public. Tuman-Vale, la turnul de la CET. Da, au început să facă figuri GPL-ul, că încă nu s-a încălzit motorul. Până se încălzește puțin, așa face.
figuri. O iau pe aici, pe jos, prin cartierul. Oricum e de vreme, e 26, ceasul 18:26, la 19:45, în principiu, cam pe acolo trebuie să ajung, să fiu eu, că și dimineață când vine cu omul ăla respectiv, o să mă schimbi tot așa de vreme. Da, eu o să mai fac o tură acolo în principiu și după aia o să intru la aeroport, unde e obiectivul meu de bază. Deocamdată în principiu nu mă gândesc să-mi schimb jobul, când o să fii la momentul respectiv, na, fiecare știi pe ale lui, fiecare știi cu... Aici e cale ferată, trebuie să oprim că mai trece trenul, să duci undeva în izvoare, să colectezi de la remat, să colectezi fierul vechi, să-l ducă la, nu știu unde, îl duce în port, la Constanța. Da. Ce să facem? Da, în fiecare cu munca lui, după cum v-am spus, alții muncesc de luni până vineri și în weekend sunt liberi, dar fiecare s-a învățat și ceea ce-i place, face. Aici e un program mai relaxant, lucrez două zile, după aia două zile stau acasă, deci am cam 4 zile pe săptămână liber în loc de 2. Eu mai lucrez cam, de sărbători, în weekend, e non-stop la noi. 24 din 24, nu contează că e Crăciunul, că e Revelionul, noi suntem la datorii, dar ăsta e serviciu, ăsta mi l-am ales. Am și eu vreo 6 ani, în ghilimele, experiență, dar am vreo 6 ani, plus 2 de la altă firmă, vreo 8 ani de muncă, plus pe unde am mai lucrat, cred că am vreo 10 ani de servici. Așa că nu mă plâng, m-am obișnuit, am lucrat și la spălătoria auto vreo 2-3 luni, pe unii n-am fost. Nu că nu mi-a plăcut, dar când ești mai tânăr, bă, nu-mi place, mi-e rușine de munca aia, acum nu mai este frate rușine, că bă, e greu. E greu cu munca. Bă, da, cred că data viitoare o să plec mai pe la și jumate, că bă, că e de vreme, e și 28 de minute, am făcut 7 minute, deci nici 10, nici un sfert de oră nu fac. Cam în principiu același drum ca și unde mă duc eu la aeroport, cam același drum, e. Numai că aici mai merge un pic mai la val. Dar eu dacă am mașină, mă descurc mai ușor. Uite ce dâmburi, dar încă o mai reparat, pe aici trec multe camioane. Acum e mai relaxant că eu făcut centura și, dar erau aglomerații pe aici, mama mia, din nedescris. Da, oricum o să se bucuri colegul că apar așa de vreme. Acesta e vlogul pe în seara asta. O să mă duc și eu liniște la servici, să-mi fac trebușoara. Avem o noapte lungă, dar m-am obișnuit și cu nopțile, deci nu mă plâng. Băi, dar ce dâmburi pe aici, merg ușor cu 50. Seara mai trece poliția pe aici. Gata, am ajuns și eu la servici. Aici, imediat după camioanele astea, fac dreapta și v-am pupăcit. Vă zic o seară frumoasă, o să intru și eu acuși pe YouTube să mă uit la Tiberiu și Cornel. Uite, colegul mă așteaptă. Zero. Bă, ce întuneric e, bă, frate. Mama mia. Deci sunt pe perimetru. Da, uitați la aici, la, vedeți autobuzile aici. Nu se vede că e mare lucru, nu se vede că e întuneric. Ca să vedeți cum se face
serviciu corespunzător la ora 1:53 dimineață, când altul doarme în pat, altul muncește, bă. N-ați auzit de melodia aia? Noaptea golani nu fac nani-nani, fac bani cu ciocanul. Da, în fine, glumesc și eu. Și acum s-a mai făcut o leacă de lumină aici în capăt. Nu-i mult aici de făcut perimetru. Am schimbit bine, știi? Ne. Ce să faci? Dăm înainte cu tupeu. Că ai să vezi că nu-i greu. Mi-a dat și ăștia 20 de rotiri gratuite. Mă uit pe aici la birouri. Nu-i nimeni. Da. Să fie tot în regulă, zicea că să mă duc până încolo, mai mă duc eu până încolo. Mai de aia să mă întâlnesc. Hoță dorm. La ora asta, doarme și patul sub ei. Uite, s-a închis camera. Da, fraților? Aici încă e lumin. Ați vedeți dincolo. Uite, să vă arăt turnul de la cet. Nu știu dacă o să se vadă ca lumea. Noaptea în colani, nu fac nani-nani, măi. Cum cânta baba aia pe TikTok. Noaptea în colani, nu fac nani-nani, mașinile, beșinile, Și cum mai făcea pe TikTok, cât am mai râs la videoclipul ăla? Da. Ia să întoarcem un pic camera. De-astea sturnurile la cet. Cam asta e mărirea, îl vedeți? Turnurile au 250 de metri sau aproximativ 300 de metri. De acolo, dacă te duci în vârf, vezi Tobacco de acolo. Se vede șmecher tare. Scurios să vedem dacă, bă, a venit autobuz în față? Nu cred. Am crezut că vine autobuz. Cam pe la ora asta trebuie să apară și botera. Nu știu cum din nou a venit, dar azi e duminică, poate îi s-o odihnesc și ei. Adică de obicei la ora asta vin ei, botera, nu să nu vină. Bă, eu singur pe aici. Mă uitam la live-ul lui Tiberiu și Coneana, că m-am apropiat mai tare de tot. Vedeți cum se vede? Ce faină sunt turnurile. La mine de la muncă se văd de la distanță. Da. Dar așa se muncește, bă, frumos, corect și corespunzător pe sistem, nu? Nu ca alții lucrează de luni până vineri, sâmbăta, duminica sunt liber și eu mai cad, frate, sâmbăta, duminica liber. De exemplu, acum săptămâna asta sunt vineri de zi, sâmbătă din noapte, deci jumătate de zi sâmbătă sunt acasă, sâmbătă seara și așa. Acum nu mai e discotecă cum era odată. Vorbesc mai încet că mai sunt șoferi care dorm aici în mașinile alea pe... Să vă mai arăt. Uitați ce... A mai fost bine că dacă sunt de aici de aproape din oraș. Uite ce faine sunt turnurile. Șmecherii. 300 de metri au, sau 220, până în 300 de metri, n-au 300 de metri, dar pe cât sunt de gigantici, turnurile, pe cât sunt de gigantici și mari, pe atâta și jos în pământ, un sfert, nu știu cât, jumate din ele, un sfert, au și în pământ structură, se făceau treburi buni înainte, pe timpul lui domnul Ceaunel, cum îi spunea ăștia, Ceaușescu, a murit de ce dat, ce să-i faci, l-au omorât ăștia. Acum, ca să-și bată joc de noi, ăștia alți, cu COVID-ul, cu gura mamilor. Ce să-i faci, uite, ăștia au intrat în cimitir. Ia să vedem ce fac ăștia în cimitir aici. Ia! O să dau ce... Ia! Ce au făcut ăștia, mă, ce? De eu acolo... Vezi? Un din ăsta, o chestie din aia.
Nu știu de ce merge așa greu. Nu vă jur că sunt singur. Lui Tiberiu deja e frică. Da, cam acesta a fost videoclipul. Revenim mai târziu, poate, cu nou videoclip. Hai, v-am pupat!